în timpul. Prima dată am primit acest videoclip de la voi, care are undeva la 600.000 de vizualizări, deci bănuiesc că e destul de popular, unde băieții ăștia ne explică niște întâmplări de pe TikTok, niște videoclipuri care au apărut pe TikTok super, super creepy, care, bă, efectiv, nu pot fi explicate. Haideți să începem să vedem. Videoclipuri misterioase care nu pot fi explicate. 28-year-old Lars decided to go to Bulgaria with some of his friends. Everything was going normally until Lars began to experience ear pain after going to a soccer game. Ok, boys, deci băiatul ăsta, acum nu știu ce poate să fie așa de creepy la chestia asta, auziți povestea. Deci băiatul ăsta care are 28 de ani, care avea 28 de ani în 2014, s-a dus în Bulgaria cu niște tovarăși de-a lui și la un moment dat a început să-l doară urechea. Turns out he ruptured his eardrum. And the doctor told him to not fly home with his friends and to wait a couple days for his ear to heal. Ok, boys, zici că și-a rupt ceva aici la ureche și doctorul i-a zis să nu meargă acasă, că trebuia să aibă zbor să se întoarcă înapoi acasă și să nu meargă acolo, să aștepte puțin până îi se vindecă urechea, ceva normal. Și după a început să... He said that four men were after him and that his mom should cancel his credit card. Ok, bă, și după a început să se comporte ciudat. A sunat-o pe maică să i-a zis că e în pericol, că îl urmăresc nu știu ce băieți și că se anuleze credit cardul. Deci de când a început să-l doară urechea, se comporta foarte ciudat. După s-a dus la aeroport. Uitați filmarea. Deci băiatul ăsta merge normal cu bagajul, nimic ca normal. Și după fuge. He then hops the fence and runs into the woods. To this day, nobody knows what happened to Lars Metenke. Nobody knows who or what made him run out of that airport. What? And after 6 years, we may never find out. Bro, și de atunci băiatul ăla a fugit de la aeroport fără bagajele lui și s-a dus în pădure. Și de atunci, din 2014, nu se mai știe nimic de el. Doar pentru că l-a durut urechea. Mamă, ok, băi, și nimeni nu știe ce l-a făcut să plece și să alerge din aeroportul ăla. Mamă, ciudat rău de tot. Hai să continuăm. Mamă, asta e o poveste de pe internetul ascuns. Hai să vedem. Dark web. Okay, so there was once this guy who did nothing else but play on the dark web. He would skip basketball practice to play on it. He would be up late at night. I mean, he was on it 24/7. Ok, deci este vorba despre un băiat care era efectiv obsedat de internetul ascuns, adică nu se ducea la antrenamente, ci că era ceva jucător de basket, nu se ducea la antrenamente la basket, stătea noaptea până ore târzii, numai să stea pe internetul ascuns, adică era obsedat. So like everybody else, he wanted to meet a friend. So he went on this chat room and him and this guy, they did nothing but share funny videos back and forth with one another through the dark web chat room. Ok, și voia să se, cum zice, voia să-și facă prieten pe acolo și a dat de un băiat și au început să-și trimită videoclipuri amuzante, adică nimic ca să-l pună în pericol. Ok, și zice că timp de 3 luni au ținut legătura, boys, adică s-au împrietenit. Mamă, și zice că după 3 luni, așa a zis lui prieten, i-a trimis un link lui ăsta, hai să vedem ce link. And there were over 100 people in this chat room watching this live stream. So as he was watching this live, deci a dat click acolo, boi, și era un live stream și se uitau 100 de oameni la live-ul ăla. A woman who was tied up being carried by a man with a black mask popped into the screen. Mamă, și după a apărut. And then said on the camera he wanted everybody in the chat room to vote which weapon he should use on this woman. Mamă, boi, și era un live de pe Red Room. Era acolo, cică, o femeie și un bărbat. Era o femeie legată și au zis la toate persoanele de pe cea să aleagă ce armă să folosească pe femeia aia. Mamă, era un lansator de flăcări, o apă clocotită și, și un pistol gen o armă. Și toată lumea a votat pentru apă fiartă de aia. Mamă, și-au pus femeia în apă clocotită, în apă fiartă de aia, boys, mă. Pe live. Mamă, bro. Ok, eu n-aș fi vrut să văd un live de ăsta. Prietenul ăla era foarte, foarte ciudat. Hai să continuăm. Astea sunt unele dintre cele mai creepy chestii care au fost capturate pe televizor. Hai să vedem. Ok, boys, deci fiți atenți, și că băiatul ăsta era la emisiunea asta și erau invitați numai copii și mamele lor. Adică cam asta era ideea show-ului. Venea mama cu copilul și ăsta tot încerca să pupe fetițele alea micuțe.
Mamă, băi, și băiatul ăsta, gândiți-vă că a stat acolo 300 de episoade, 600, 595 și nu i-a făcut nimeni nimic. Ok, hai să trecem mai departe. Și că mai pișa joacă asta, despre ce vorba băiatul ăsta? Cred că o să vrească despre extraterestri. Naive kids actually did this. After a long day, four kids head home after playing. As they get towards their house, a van slowly goes past, turns around and comes back and stops. Mamă, boys, deci e o poveste despre patru copii care s-au jucat și acum se duceau acasă și deodată în spatele lor apare o dubiță albă. Se deschid ușile dubiței. Would you guys like some candy? Believing that they were safe because there was four of them, the kids decided to say, sure. Ok, boy, și când s-a deschis dubița, erau două femei care păreau foarte, foarte prietenoase și i-au întrebat, vreți niște bomboane? Și i-a avut vedere că erau patru, erau în siguranță, erau două femei versus patru copilași. Se gândeau că au vreo șansă, nu știu cum s-au gândit ei, însă au zis da, sigur, desigur că vrem. As the kids jump into the back of the van with the two kind ladies, two men run around the side of the van. They're wearing pig masks and suddenly lock the kids in. With the kids screaming, the van takes off. After traveling a bit, the kids... Mamă, boi, și cică, cum au sărit în dubiță, la un moment dat din spate vin doi bărbați care aveau măști de-astea de porc și au închis în dubiță. Și când au închis în dubiță, a început să meargă dubița. Mamă, boi, și după când au ajuns aici, au ajuns la această casă abandonată, i-au luat și i-au dus în casa asta abandonată și că se auzeau țipete. Arrive, the kids, nor the masked men or the two women are ever found. To this day, no one actually knows what happened to those children. But it's believed. Mamă, boi, și când a venit poliția la casa asta, nu era absolut nimeni. Și până în ziua de azi, nu se știe ce s-a întâmplat cu acei copii. Totul gen, tot toate chestiile astea pe care ați auzit au fost de pe camere de supraveghere, dar când au ajuns la casa asta nu era absolut nimeni și nu se mai știe nimica de ei. Mamă. Mamă, și se zice că și că copiii au murit și că n-au fost duși altundeva, deoarece dacă treci astăzi pe lângă casa aia, o să auzi sunete care zic să ne ajuți, să ne ajuți, gen. Sunt copii care țipă după ajutor. Mamă, bro. Bun, de unul dintre cele mai creepy videoclipuri. This is why you should always lock your crawl space. Mamă, și acum ai că întotdeauna să... Hai să vedem ce cu asta. A young woman had just moved into the second floor of an apartment building. She noticed a tiny crawl space that connected all the apartments on the floor, but she wrote it off, citing, who'd be small enough to crawl through that? Ok, boys, și fiți atenți, e vorba despre o femeie care în 2019 s-a mutat într-un nou apartament și era un spațiu de ăsta în perete, efectiv, probabil pe acolo era ventilația sau ceva de genul și nu i-a băgat de seamă pentru că cine ar fi așa de subțire ca să intre pe acolo. Într-o noapte... Fire escape is a tiny woman desperately trying to yank open her locked windows. Terrified, she hides behind some furniture until the woman eventually leaves, at which point she runs into a room, grabs her phone and calls the police. Mamă, și odată ce a intrat în sufragerie și a văzut că la geam era o femeie care disperată încerca să intre la ea în casă. După s-a dus, a ascuns, a văzut că femeia a plecat și a sunat la poliție. Cât a așteptat poliția? Mamă, boi, și femeia aia a intrat prin acel spațiu super, super subțire, a intrat la ea în casă. Mama. A început să țipe. A, ci că a țipat și femeia s-a speriat și a plecat. Mamă, boi, și ci că spațiul era așa de strâmt încât gen, femeia aia care a venit acolo și voia să intre la ea în casă nu a mai reușit gen să iasă de acolo și i-a luat la poliție 3 zile să o scoată de acolo. Și s-o ducă gen la ăsta. Mamă, bă, și că era nebună. Hai să vedem. Și acum, cică, de ce trebuie totdeauna să-ți închizi ușa? Mamă, nu-mi plac poveștile astea cu închisul de ușa. Hai să vedem. Totdeauna să-ți închizi ușa. And a man woke up to get a glass of water. He heard some snow crunching and he checked out of his window. It was a strange man stumbling around in circles in his front yard. He immediately called 911 and explained his situation.
Mamă, băi, deci știu să zice, era un băiat la casă, se uită pe geam și îl vede pe un om super, super dubios care se mișcă în cerc în curtea lui. A văzut situația și a sunat la poliție, cică ce e cu băiatul ăsta la mine în curte. Cică ofițerul i-a zis să aștepte până vine ajutor, până vine ajutoare și să nu se panicheze. Mamă, și efectiv s-a dus să vadă dacă ușa din spate e închisă și nu era închisă și acolo era omul ăla care mergea în cer și se uita așa ciudat la el. Mamă, bui, și ci că l-a întrebat ofițerul, băiatul ăla care vorbea cu el la telefon de la dispeceratul 112911, l-a întrebat dacă e singur și a răspuns ăla de afară, omul ăla care a zis că nu e singur și de atunci nu s-a mai auzit nimic de el. Și de-aia trebuie să-ți închizi ușa. Hai să zici povestea asta. Cei mai horror copii care au trăit vreodată. Partea 2. Și cu băieții ăștia doi. Both 10 years old at the time became the youngest convicted murderers in England. Mamă, poți, deci băieții ăștia mă dau 10 ani și sunt criminali. În 12 februarie 1993, the boys brought him to a local railroad track where they brutally beat the boy using an iron bar. Bro. They let him die on the railroad tracks and his body was later found there by authorities. Somehow despite committing this gruesome murder, both boys were released from prison in 2001 when they turned 18 years old. And they both now live under new identities. This was very disturbing, especially because two 10-year-old boys committed this horrible crime. Mamă, deci boi, sunteți băieți ăștia de 10 ani. L-au luat pe, au luat un băiat de 2 ani, un bebeluș de 2 ani. L-au bătut și l-au lăsat pe șina de tren. What? Și acum sunt liberi, cică, când au făcut 18 ani, li s-a dat drumul. Mamă, și acum poze din jungla pe care nimeni nu le poate explica. In 2014, two Dutch college students were staying in Panama when they decided to take their host family's dog out for a walk. The dog returned, but the girls didn't. After 10 weeks without any leads, a local woman turned in a blue backpack that contained the girls' cell phones and their camera. Bun, boys, deci acum e un caz de dispariție normal, pe efectiv era într-o vacanță, era o familie în vacanță în Panama și o femeie, gen un membru al familiei, s-a dus cu un câine să se plimbe pe acolo prin junglă și a venit doar câinele, ea a fost dată dispărută. După mai mult timp s-a găsit rucsacul ei care era abandonat acolo în junglă. Using their call log, they were able to determine that the girls would attempt to reach emergency services 77 times, all unsuccessful, starting just hours into their trip. It was all... Mamă, boi, și zic că când i-au găsit rucsacul, i-au găsit și telefonul și s-a văzut că a sunat la urgențe de 77 de ori. Also determined that 5 days after those 77 calls, somebody tried unsuccessfully several times to unlock the girls' phones. Mamă, boi, fiți atenți, și după 5 zile de când fata n-a mai accesat telefonul și a sunat de 77 de ori la urgențe, altcineva a încercat să intre la ea în telefon. Și să-i ghicească parola, deci mai era cineva cu ea în junglă. Și că și cea mai nașpa fază e ce a fost găsit pe camera. Hai să vedem. Uiteți-vă. And it showed all their belongings neatly laid out on a rock, and it showed one of the girls who appeared to be hurt. They found their remains spread out around the area where the backpack was found, and some of their bones appeared to have been bleached. There is still no official cause of death or explanation as to what happened. Mamă, bui, și acolo, aici s-a terminat, au găsit pe telefon poze cu chestiile care, gen, unde au găsit rucsacul, au găsit și celelalte chestii. Ei bine, de data aceasta, fraților, urmează să ne uităm la cele mai înfricoșătoare TikTok-uri de pe internet. Mai exact, băieți și fete, am găsit acest video pe YouTube care se numește Scary Compilation 35 și este un videoclip de 10 minute, mai exact o compilație cu cele mai creepy TikTok-uri găsite pe internet. Și pe lângă chestia
chestia asta, fraților, nu o să ne arate doar TikTok-ul, ci o să ne arate și povestea din spate și o să vedeți, boys, că toate TikTok-urile care vor apărea în acest episod sunt 100% reale și o să vi se facă probabil pielea de găină, pentru că este ceva pe bune creepy. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic, boys, să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu Scary Compilation versiunea 35 să vedem care e treaba cu aceste TikTok-uri. După cum puteți vedea, primul TikTok pare undeva într-o... urmează să ne explice și băiatul care a făcut videoclipul, însă pare undeva într-un parc. Hai să vedem care e contextul, să vedem, să analizăm, să vedem totul. Deci aveți grijă, poți că e creepy rău. Hai să vedem, let's go. Deci e noapte. Ok, deci e noapte afară și un anumit leagăn se leagănă singur. When he saw the swing moving by itself. However, ok, deci este o persoană care mergea pe acolo prin parc și a văzut acest leagăn cum se leagănă singur. There's something way more creepy in this video that we don't see. Ci că însă în acest video este ceva mult mai creepy pe care gen o chestie pe care noi nu o vedem. The same person who shot this had two phones with him at the time. His personal cell and work phone. He used both phones to record this in case someone might think that he's moving the swing. Hopa, ia stați, boys, fiți atenți. Deci cred că o să vedem acum încă o filmare. A zis că cică băiatul care a filmat chestia asta avea două telefoane la el, telefonul lui personal și telefonul de la muncă, și a vrut să filmeze evenimentul ăsta paranormal, să-l trimită la știri sau ceva de genul, și a vrut să-l filmeze din două unghiuri ca să nu creadă nimeni că cineva, că gen el mișcă leagănul. Că după cum puteți vedea, boys, din filmarea asta nu poți spune că el mișcă leagănul, însă nu știi ce nebun se găsește și zic, uite, ăsta mișcă leagănul, și a filmat cu două telefoane. Hai să vedem. The work phone was recording from a different... Ah, deci uite-vă, ăsta e el aici, e blurat, după cum puteți vedea, și el filmează, gen, ați văzut filmarea de dinainte cum filmează leagănul, și după cum puteți vedea, nu e nimeni care mișcă leagănul, deci e super asta reală. Ok. However, it's the work însă... phone that captures something that his personal cell didn't. Ci că și telefonul ăla de la zonă înainte, gen telefonul care filma de sos, a capturat ceva ce telefonului personal nu a putut să o facă. Ce a capturat mai exact? In the footage shot by the work phone, there appears to be a silhouette of someone near the swing. Oh! Ok, boys, wow, mi se face pielea de găină. Ok, deci pe telefonul ăsta, după cum puteți vedea, e acolo o siluetă. E cineva care stă acolo, după copac, și se uită la omul ăla. Holy shit, ok, mamă, asta e horror, ok. Ok. Și bă, în filmarea asta nu se vede. Ok, holy shit. Uitați-vă, boys. Mamă, deci asta e de pe telefonul personal și asta e de pe telefonul de muncă. Bro, what? A prins ceva ciudat pe cameră. Și că a prins pe cineva care se uita la el sau e altceva? E altceva, boys. E ceva paranormal, 100%. Decideți voi ce e, ok, hai să mergem la următorul TikTok. Holy shit. Buys a doll from a thrift store. But ever since buying it, there's been nothing but strange occurrences taking place inside their home. Ok, deci că o familie a cumpărat această păpușă de la un magazin de vechituri și de când a cumpărat-o, se întâmplă numai chestii ciudate la ei în casă. M-am uitat la ea. Ei cred că această păpușă e posedată. Uitați-vă la ea, boys. Și ea e responsabilă pentru chestiile ciudate care s-au întâmplat până acum. Mamă, uitați-vă. Deci după cum puteți vedea, de când a venit aia, se aprind jucăriile, se mișcă chestiile prin casă. Și familia crede că casa lor e bântuită. N-are idee cum poate să oprească chestia asta. That they light a white candle by the doll in the hopes that doing so would stop the activity. Ok, și ci că într-o zi un prieten de familia acelei familii care locuiește în casa bântuită s-a gândit că ar fi o idee foarte bună să aprindă o lumânare lângă păpușă ca să oprească gen, să o deposede practic, să nu mai fie posedată păpușa și bântuită. A făcut fix chestia aia, dar ceva foarte ciudat s-a întâmplat. Cum adică? Ci că și familia a pus o cameră pe acea păpușă ca să vadă dacă se întâmplă ceva ciudat. Și asta au prins. Hai să vedem. Deci asta e filmarea. Ok, să vedem. Se aprinde lumânarea, ok.
Ok, s-a prins lumânarea, mamă, bro. Ok, mamă, bă, mi-e frică. Mi-e frică să nu iau vreun jumpscare acum. Ok. Mamă, s-a prins lumânarea. The candlelight mysteriously gets brighter. Mamă. This had no effect on the strange activity. Și zic că n-a avut niciun efect pentru aia paranormală, pentru activitatea paranormală. Și zic că... But then one day, the strangest incident happens. Și că efectiv chestiile au devenit din ce în ce mai horror și într-o zi se întâmplă ceva și mai creepy. Hai să vedem. Și că acea fiică se juca cu păpușa și... Bă, da, stai, dacă ai o păpușă posedată, de ce nu arunci păpușa? Ai luat-o razna? De ce nu arunci? De ce trebuie să faci atâtea chestii? Și uite, uitați-vă ce s-a prins pe cameră. Ia. Yeah. Ia, yeah, ce s-a întâmplat? Boi, ce se întâmplă? Asta mica a zis că și că păpușa a pleznit-o. Cum adică a pleznit-o? If you listen closely, you can almost hear what sounds like a slap. Da, i-a dat o palmă. Ci că i-a dat o palmă păpușa. Mamă. The daughter even says that she was hurt. Viewers who've seen the video believe that the doll had slapped her. The parents also believe this, given the strange occurrences they've encountered. Băi, da, ia stați, deci dacă îi dă palme la fiică ta păpușa, e posedată, de ce nu arunci? De ce nu arunci la gunoi? Ce naiba? But what do you think? Dar ce crezi? Eu cred că ar trebui să arunci la gunoi, asta cred eu. Or was it something else? Ce că o pălmuit-o păpușa sau altcineva, nu știu, boss. Eu zic să arunce. Hai să vedem. Deci că băiatul ăsta pe nume Gantu stă peste noapte la un magazin care zice că e bântuit. He's invited by the store owner who claims that the store is a hotspot for paranormal activity. Deci băiatul care deține acest magazin spune că magazinul lui este plin de activități paranormale. In fact, the activity is so intense that the store owner is too afraid to spend the night there. Mamă, și zic că e așa de paranormal totul încât până și deținătorul magazinului e frică să stea acolo noaptea. Dar asta băiatul nostru. Deci Gandu, băiatul ăsta trebuie să se uite, să vede că se vadă care e treaba. Și că o să prindă pe cameră ceva terifiant. Uitați-vă. Deci ăsta e Gandu, stă aici noaptea, se joacă pe VR și după se întâmplă chestia asta. Hai să vedem. Ce se întâmplă? Oh! Bro, e cineva acolo? Bă, e un copil? E un copil? Gen o umbra unui copil? Îi se vede numai părul? Sau ce-i aia, bro? Holy shit, bro, ce-i aia? Oh! Bă, voi vedeți cum se mișcă copilul ăla? Bă! Băi, fraților, băi, nu! No! Lasă așa! Lasă așa, frate meu. Lasă așa. Lasă-mă, te rog, în pace să mor. Holy shit, ok. A faint apparition of a child can be seen in the corner, observed. Se vede apariția unui copil. Doamne, bro, ok. Supposed entity that haunts the place. Ar putea să fie entitatea care... Da, s-ar putea să fie. S-ar putea să fie, boys. Acea entitate, da. Could be that this was an actual child who appears to look ghostly because of the quality of the footage. Da, mă, da, ci că s-ar putea să fie ori o fantomă, ori un copil pe bune, însă datorită faptului că filmarea are calitate proastă, na, s-a ajuns să arate așa, dar nu cred, eu cred că e o fantomă. Exact, și se mișcă foarte rapid. Ce crezi? Ar putea să fie un copil pe bune sau altceva? Ce crezi? If you caught something creepy on camera, or if aici zice băiatul ăsta gen că el dacă că v-am zis, toate chestiile astea sunt reale, dacă ați prins vreo fantomă pe cameră, să-i trimiteți lui pe e-mail, că el face videoclip despre asta. Hai să vedem. Zice băiatul ăsta, hai să vedem. Următoarele, mai avem încă două TikTok-uri. Ci că următorul videoclip a fost făcut pe camera de supraveghere. Hai să vedem. Asta e pe TikTok, uitați-vă. And this is what was recorded. Ci că după ce am găsit găuri în ușa de la garaj, m-am uitat pe camera de supraveghere să văd ce mi-a făcut găuri în ușă și asta am găsit. Hai să vedem. Bro, ok.
Deci de pe deci uite, cineva e acolo. Bro! Ce-i creatura aia? Holy shit! Băi, o creatură. Cineva i-a spart ăștia de la garaj la băiatul ăsta. Mamă, dacă intra... Bro, așa că se intre înăuntru. Holy shit, mamă, uitați-vă. Bă, ce-i aia? Holy shit. Bro, ce-i aia? Oh my god, băieți, ok. E ceva suspect acolo? Ci că dacă asta nu e ceva să-ți dea coșmarul, nu știu ce e. Voi zici, dat rău de tot. But what do you make of this video? Real or fake? Și că cum crezi că acest videoclip real sau fake, bro? Cred că e real. După cum l-am văzut eu acum, cred că e real. Ok, ciudat. Urban explorer Christopher Hill explores an abandoned school and encounters something pretty creepy. Bun, și acesta este ultimul episod, ultimele TikTok-uri de la băiatul ăsta, care cică a explorat o școală abandonată. Hai să vedem. Down in 2011 after being deemed unsafe due to structural damage. It's been 10 years and not a single soul is in sight. Or... Mamă, deci că de 10 ani școala asta e abandonată. There's something ominous about this place. Mamă, dar voi vedeți cât de urât arată, bro. What? Someone or something is watching Chris. Și că cineva se uită la Chris, băiatul ăsta care a intrat și cineva îl urmărește. Explorează locul și după următoarea chestie se întâmplă. Ai grijă, și că hai să ne uităm, boi, ce se întâmplă. Mamă, sper să n-am vreun jumpscare. Se întâmplă ceva, și că foarte horror. Omul ăsta vine singur aici, e nebun? A luat o razna. Bro, mi-e frică. Să nu-mi iau jumpscare. Cred că am văzut ceva. Ba nu? Mamă, băi, să nu-mi iau jumpscare, mamă, bă, mi-e frică. Ok, a văzut ceva? Sau care-i treaba? N-am văzut, boys, ce s-a întâmplat? We can see a row of lockers, some of which are open. But when Chris walks out of the room, the lockers are now open. Bro! Ok. Deci ați văzut că băiatul ăla s-a dus acolo și când s-a întors toate dulapurile erau închise. That wasn't creepy enough. Chris is exploring another part of the building. Ok, boys, dar putea să le închide și el. Nu știu ce să zic de asta. Nu prea aș crede asta. Ci că el tot merge și după se întâmplă ceva. Alea le putea închide și el. Nu știu ce să zic. Oh, mamă, cineva acolo. Bro, e o lumină albă acolo. Cine-i băia aia? Voi vedeți chestia aia? Boys, ce-i aia? Mamă, mamă, a plecat. Bro, ce-i aia? Vedeți, e o lumină acolo. Holy shit. Bă, mi-e frică. Ai grijă, frățiorul Chris. Mamă, se duce acolo. Mamă, ok. What appears to be a glowing light. Now, it could be that he saw an animal as opposed to seeing something else. Da, poate era un animal, sau ce animal să fie, frățiorul. However, I can't explain the lockers that seemingly closed by themselves. It was after Chris had seen the footage that he noticed. But this wasn't the only thing he missed. During his exploration, Chris had checked out an auditorium. Deși că în timp ce a explorat, s-a uitat și în acest teatru. Și era ceva acolo ce n-a văzut, ia. Uitați-vă foarte atent. Ia să vedem. Parcă văd ceva acolo, nu? Ia. Ce era acolo? Eu n-am fost atent, boys. Ce a fost? There appears to be someone sitting down in one of the seats. Mamă, bă, era cineva care stătea pe scaun undeva. But viewers seem to think it was an apparition. Chris was definitely creeped out when he saw this. Deci băiatul ăsta nu și-a dat seama, numai după ce a văzut pe filmare, el așa nu și-a dat seama. It's not certain if he'll be coming back to this place. Nu e sigur dacă o să mai vină în acest loc. Dar după ce a văzut asta, se pare că nu o să mai vină niciodată aici, să trastă. Și că cine se gândește ce se întâmplă aici? Ok, boys. În locul ăsta se ascund niște chestii foarte ciudate și aici s-a terminat episodul nostru. Ba, a fost creepy rău de tot. Dacă mai vreți să reacționăm la filmulețe creepy, scrieți la comentarii. Bine, băi și fete, eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episoade noi. V-am pupat pe toți. Pa, pa!